Viorel Catarama a renunțat la candidatura în cursa pentru Cotroceni. Omul de afaceri a anunțat că îl va susține pe Cristian Diaconescu în campania pentru alegerile prezidențiale. Mișcarea vine după ce Cristian Diaconescu a demisionat din Partidul Mișcarea Populară și a anunțat că va candida independent. Vă informez că renunț la candidatura mea la funcția de președinte al României și îmi dau sprijinul meu domnului Cristian Diaconescu. Mișcarea omului de afaceri Viorel Cataramă vine după ce Diaconescu a renunțat la funcția pe care o deținea în Partidul Mișcarea Populară pentru a candida ca independent la alegerile prezidențiale. Ca orice candidat independent, mă aștept ca cei care cred angajamentul pe care l-am făcut în această campanie să mă sprijine cu semnături. În mod evident, angajamentul și implicit competiția se realizează în raport cu societatea. Se realizează în raport cu ceea ce fiecare candidat la președinție dorește.